observați că, apropo de sfidarea curții, Rothbard zice aici că se încalcă principiul ăsta că judecătorul trebuie să judece în propriul caz. Ori asta face la sfidarea curții. Că el e și victimă, e și judecător. Corect, corect, corect. Deci, dacă sfidezi curtea, poate să-ți dea... Și procuror, și jurat, da, și... Da. Și aici e mantra aia pe care o repetă un prieten al nostru. Spune, domne, că tu nu poți, în orice proces pe care l-ai, în care te judeci cu statul, judecătorul e practic în conflict de interes. Da. Adică... Înghe angajat de stat. Când e angajat. Da, da, e angajat al statului. Da, pe când la tine și la noi mai e o a doua chestie, cum să spun, o inegalitate în justiție, tot la fel ai putea să spui abuz din partea statului, că la noi judecătorul are de funcție de magistrat, da? Mm-hmm. Procurorul are funcție de magistrat, avocatul mm-hmm. tău e avocat. Mm-hmm. Adică nu există nici măcar principiul de egalitate între procuror, între acuzator, da, în sistemul penal, da, să spunem, și apărător. Pe când în Statele Unite este. Din punctul ăsta de vedere, măcar ei sunt ok. Da. Nu mai știu dacă fix aici zice Rothbard de principiul liberal adevărat, în care toți oamenii trebuie să supună acelorași reguli de așa natură încât magistrații ăștia n-ar trebui să aibă mai multe puteri decât și polițiștii și magistrații și judecătorii etc. N-ar trebui să aibă mai multe puteri decât un om de rând. Adică dacă tu îl oprești pe un om cu forța, îl ții închis până se judecă, whatever, că mai zici subiectul ăsta acolo, dar în fine, dacă tu îl oprești, îl arestezi și se dovedește că ai greșit, ar trebui să ți se aplice și ție aceleași lucruri. Să ți se ceară restituție sau să ți asumi că trebuie să fii urmărit pentru această agresiune.